Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești fiul meu!" astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, Toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngerii zice, Din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui pe când fiul lui i-a zis, Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovară și tăi și iarăși. La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?